Programul a început la Mănăstirea Sfântului Ioan cel Nou de la Suceava, unde Sfânta și Dumnezeiasca Liturghie a fost săvârșită de Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul, episcop vicar al Arhiepiscopiei Sucevei și Rădăuților, împreună cu un sobor de preoți și diaconi. Corul Așezământului de Copii, Sfântul Ierarh Leontie de la Rădăuți, a oferit răspunsurile liturgice, emoționând profund pe cei prezenți. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a citit rugăciuni speciale pentru reușită la examene, luminarea minții și dobândirea înțelepciunii. De nu înveți, nu știi și nu poți să păcălești prea mult pe nimeni. Ca tare străluciți și prin voi să strălucească Domnul. Nu vă temeți de oameni care poate vă sugerează că s-ar putea și altfel să trăiți. Ce stai 5-6 ore cu capul în cărți? Nu. Ceva mai ușor s-ar putea să vă propună. Nu marjați. Nu prindeți momeala, pentru că o să vă pară rău. Rămâneți ceea ce sunteți, creșteți în ceea ce sunteți, priviți cu credință în Dumnezeu spre viitor, cum spune ultimul îndemn din Decalogul Olimpicului scris de Părintele Arhiepiscop Calinic, pentru ca prin toate noi să ne bucurăm, voi să vă simțiți împliniți, dar peste toate Dumnezeu să se bucure și să fie slăvit El prin voi, o Doamne, și prin noi. După liturghie a urmat panelul olimpicilor, cerurile în cărți, la îndemână, desfășurat în sala Pimen Arhiepiscopul a Centrului Eparhial Suceava. În cadrul acestui panel, elevii care au participat la etapele naționale și județene ale Olimpiadei Interdisciplinare, Cultură și Spiritualitate Românească și ale Olimpiadei de Religie au fost premiați. Profesor Daniela Ceredev, inspector școlar pentru disciplina religie, a deschis evenimentul cu un cuvânt de bun venit. Ne-am dorit să marcăm această zi specială pentru toți copiii lumii și pentru copiii noștri și pentru copilul din noi, printr-o festivitate de premiere a performanței. De fapt, a performanței, a consecvenței, a determinării, a competenței, pentru că fiecare dintre olimpicii care astăzi au fost premiați e o dovadă de performanță, de competență, de perseverență, de muncă neostoită și de rugăciune. Olimpiada de religie a reprezentat una din cele mai frumoase etape din liceu și din gimnaziu și singurul regret al meu ar fi faptul că drumul meu s-a încheiat aici, clasa 12, nu voi mai putea participa în continuare la olimpiadă, dar consider că pot să-L mărturisesc pe Hristos și în facultate și nu să mă opresc aici. Sunt recunoscătoare lui Dumnezeu că am luat premiul întâi cu nota 10 pentru a treia oară, iar apoi părinților care m-au învățat de mică să-L iubesc pe Dumnezeu și profesoarei mele, care la orele de religie ne-a insuflat dragostea pentru Hristos și pentru biserică. Religia este pentru mine ca materie un obiect foarte important, deoarece îmi întipărește în suflet și în minte adevăratele valori creștine și morale. Am reușit din nou să livrez o performanță cu ajutorul bunului Dumnezeu, la fel ca și anul precedent. Mă bucur că am avut ocazia să particip în olimpiadă și cu siguranță este o experiență pe care nu o voi uita niciodată. Ceremonia a fost înfrumusețată cu momente artistice deosebite, oferite de elevi premianți. Preasfințitul Părinte Damaschin Dorneanul a felicitat participanții pentru eforturile lor, iar Ordenul Zoie Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, a fost înmânat doamnei inspector profesor Daniela Ceredev și elevilor și profesorilor premiați.